Bună dimineața! Spuneam ieri că scopul lui Ioan este să-l introducă pe Isus din experiența lui. Din cauza aceasta, Ioan nu se referă la buna vestire, la genealogia lui Isus, ci la întâlnirea lui cu Isus. Și să vedem acum cum au avut -o lucrurile. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii săi. Și pe când privea pe Isus un blând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Este interesant, este a doua oară când apare expresia aceasta lui Ioan, iată mielul lui Dumnezeu. Și arăși este interesant că Uh, ucenicii nu îl întreabă pe Ioan ce semnificație are această expresie. Este clar că nu puteau să înțeleagă. Ioan folosește o metaforă. Și orice metaforă deschide un drum în gândire. Dar nu spune totul. Uh, ci cei doi ucenici l-au uzit rostind aceste vorbe și au mers după Isus. Cu siguranță că folosirea acestei metafore, iată merul lui Dumnezeu, i-a motivat pe ucenici să înțeleagă mai bine natura lucrurilor lui Isus. Au înțeles clar că este Mesia, dar e în mod sigur că Ioan și ceilalți ucenici nu înțelegeau relația dintre omul Isus și Dumnezeul Hristos. Așa că ei pleacă după Isus. Isus s-a întors și când i-a văzut că merg după ele, a zis, ce căutați? Ei au răspuns, rabii unde locuiești? Veniți să vedeți, le-a zis el, s-a dus și a văzut unde locuia și în ziua ce au rămas la el, era cam pe la ceasul al zecelea ceasul al 10-lea, nu este din 10 dimineața, din 10 seara, este ceasul 10 de la momentul că răsoare soarele. Deci era după amiază. Acum ce se întâmplă? Ei se adresează Iisus cu rabii și Iisus îi invită la un loc al său unde rămân și dorm acolo seara. Se pare că Iisus începuse un fel de școală de rabini în zona iudei nu spun aceasta cu certitudine, dar așa reiese din, din scena aceasta. Unul uh, unii din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan a mers după și merseseră după Isus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Deci avem deja două personaje care în uh, sinoptice sunt introduse începând de la Marea Galilei. Aici aflăm că de fapt de la Iordan ei s-au hotărât să urmeze pe Isus și observați că lucrurile merg exact invers decât merg în sinoptice. În sinoptice Isus merge și îi cheamă să vină după el. În, în Ioan, aceiași ucenici hotărăsc ei să-L urmeze pe Isus la îndemnul lui Ioan și Isus îl întreabă cine sunteți, pe cine, ce căutați, ce vreți. În sinoptice, ucenicii cresc treptat spre înțelegerea misiunii lui Isus înainte și după cruce. În Evanghelia după Ioan, E pleacă de la un concept de, de la un concept desăvârșit prezentat de Ioan, pe care apoi -ă, caută să-l testeze și să-l înțeleagă mai bine în relațiile cu Isus. Cele ce două nu se contrazic, eu cred că se completează reciproc. Pentru că în orice lucrare există momente de vârf și momente de declin. Și lucrarea lui Isus a cunoscut un vârf la Iordan și a urmat apoi un declin, după care s-a -a relansat în. în, în, în Galilea. Însă, eu am vrea să ne comunice aici ceva. Și anume, ideea pe care vreau să o comunice este că lor li s-a prezentat cuvântul de către Ioan, li s-a prezentat natura lucrului Isus și ei apoi au verificat ceea ce lui Ioan le spusese. Deci, repet afirmația mea de ieri, Ioan le-a prezentat o teologie completă a mântuirii în Isus Hristos, iar ucenicii au mers ca să testeze, să înțeleagă mai bine să pipăie, să vadă, sau audă cu urechile lui. Nu uitați că argumentul principal al lui Ioan este uh, noi am văzut, am auzit, am pipăit, știm ce vorbim. Uh, uh, ne întoarcem la Andrei. El ce a găsit pe fratele său Simon și a zis noi am găsit pe Mesia, adică pe Hristos. Uh, este foarte ușor, noi am găsit pe Mesia. Uh, foarte simplu. Dar de fapt să nu uităm că și Petru era un ucenic al lui Ambotezătorul. Și Petru auzise cuvintele lui Ambotezătorul despre Isus. Expectațiunea mesianică era puternică. Toți ce cinci lui știau că Mesia se află între ei. Așa că atunci când Ioan și Andrei au plecat după Isus, cu siguranță că Petru a știut că se duseseră. Și când s-a întors Andrei și a spus lui Simon, noi am găsit pe Mesia, este aceeași idee. Simon Petru sau viitorul Petru, ca o cinică a lui a aflat un concept teoretic, acum este invitat să-l verifice practici. L-a dus la Isus, Isus l-a privit și a zis: Tu e Simon, fiul lui Iona, tu te vei numi Kifa, care telmăcit însemnează Petru. E foarte interesant această primă întâlnire a lui Isus cu, cu Petru. Pentru că repet ideea mea, cu riscul de a vă obosi. Ioan le-a prezentat o teologie completă. O teologie nu te salvează. O teologie este o invitație de a pipăi, a vedea, a auzi, a cunoaște personal. Cei doi, Ioan și Andrei, se duc, stau cu Iisus după amiază, dorm la el. Nu ni se spune ce s-a întâmplat acolo, ce le-a spus Iisus, ce întrebări au pus, dar ei pleacă de acolo cu o certitudine. Andrei pleacă cu o certitudine. Eu sau noi l-am găsit pe Mesia. Nu cu un semn de întrebare. Atunci când Simon vine la Isus, este experiența lui Simon cu Isus. Și de data aceasta lucrurile să spun cum s-au petrecut. Isus uită la el, deci Isus îl cercetează. Și Isus îi spune, tu te vei numi Petru. Ce vede Isus în Petru? Iisus nu îl vede pe Simon, cel care este, ci îl vede pe Petru, cel care va deveni. Și lucrul sau marea putere a lui Iisus de a transforma oamenii constă în faptul că el putea să vadă în ei ceea ce puteau să devină. Vă amintiți întâlnirea lui Isus cu Levi Matei? Când Isus îi spune lui Matei, vină după mine. Ce, ce, în ce a puterea lui Isus de a face pe Matei să lasă la o parte afacerea lui prosperă să urmeze pe Iisus, Iisus a văzut în Matei pe viitor evanghelist și Matei în privirea lui Iisus s-a văzut pe sine așa cum era. Când Iisus s-a uitat la Petru, mă normal când cineva vă scutează, vă cercetează adânc, îi întoarceți privirea. Vă uitați în ochii lui și încercați să știți din ochii lui ce vrea să spună, ce vede în voi. Atunci când Isus a uitat la Petru, Petru s-a uitat în ochii lui Isus. Și Petru a văzut în ochii lui Isus ceea ce vedea Isus în Petru. Și asta se întâmplă de multe ori și în relații între noi. Ne uităm la un om, un om se uită la noi, ne uităm la el și vedem ce vede el în, în noi. Și uh, Isus a văzut în Petru potențialul lui, viitorul lui, ceva ce Petru putea să devină și lucrul acesta l-a stimulat pe, pe, pe Simon să devină Petru. Noi, când vorbim de Petru, vorbim uh, oarecum cu puțină ironie despre gafele lui Petru. Petru este ucenicul gafer. Dar, dincolo de acest aspect, să nu uităm că Petru a fost unul dintre cei mai mari eroi ai Bibliei din toate timpurile. Și uh, Isus vede în Petru un pescar necioplit, vede în Petru conducătorul bisericii, vede uh, un apostol, uh, cel mai prominent apostol, până la Pavel, vede în Petru un martir, vede în Petru un, un, teolog, dacă vreți, vede în Petru și când Petru se uită la privirea lui Isus și aute cuvintele lui, tu te vei numi Petru, el vede în el însuși același lucru. Prieteni, mie vreau să spun ceva. Diferența între simpla teologie creștină și întâlnirea cu Isus. Constă în faptul că întâlnirea cu Isus este o întâlnire cu tine însuți. Și eu spun foarte deschis, sună puțin New și Știu aceasta. Dar eu sunt puțin gelos pe New Age și vă spun de ce. Atunci când creștinii vorbesc despre pocăință și lacrimi și mustrare de conștiință, se vezi pe tine ca un vierme, ca pe un gunoi, New age vorbesc despre a descoperi adevăratul tău eu. Și mie mi se pare că aici au furat ceva de la noi, ceva ce noi am abandonat prea ușor. Adevărul este că lucrul cel mai extraordinar în întâlnirea cu Isus este că descoperi adevăratul tău eu. Descoperi în tine ceva sau pe cineva care se află îngropat acolo și cu care niciodată nu ar fost descoperit dacă nu te întâlnai cu Isus și care dacă nu-l descoperi nu iese la suprafață și care ca să iasă la suprafață iar și ai nevoie de Isus. Deci ca să folosesc o comparație deja banală, Isus este sculptorul care se uită la bucată de marmură și vede statuia. Numai că diferența între această comparație banală și relația între Isus și Petru, este că marmora devine conștientă de ceea ce este în sine. Este, dacă vreți, reversul experienței lui Adam și Eva din grădina denului. În grădina denului când Eva și Adam s-au întâlnit cu șarpele, le s-au deschis ochii și au văzut că erau goi. În întâlnirea cu Iisus, lui Petru s-au deschis ochii și a văzut că el nu era un simplu pescar, un oarecare țară din Galileea, că el era un om făcut să răstoarne lumea, să o punească de la capăt lumea, și Petru a văzut aceasta în el. Interesant numele Petru, fiindcă Petru însemnează ceva puternic, ceva tare și material de construcție. Și numele acesta apelează la ceva ce este adânc în Petru, acea tărie, acea putere, acea forță constructivă este în Petru. Petru devine conștient de ea când Iisus uită la el. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vine după mine. De data aceasta observați că nu mai e vorba de un, cineva care pleacă să-l caute pe Isus, ci Isus îl vede pe Filip și vine după mine. Dar Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Și oamenii aceștia se cunoșteau. Îl cunoștea pe Andrei, îl cunoștea pe Petru, erau galileeni. Iisus era în drum spre Galileea și este de la sine înțeles să vede printre rânduri că Filip știa de Isus și cumva, cumva interesul lui fusese stârnit. Ni se spune mai departe, fără să ne se explice de ce Filip l-a urmat imediat pe Isus, dar ca să ne imaginăm situația, este un convoi care merge spre Galileea, se întorc de la Ierusalim, Uh, Isus este cu Petru, cu Ioan și un grup uh, între ei. Uh, Andrei se atașează de, uh, Filip se atașează de ei pentru că îi cunoaște pe, pe cei trei, ei sunt de aceeași cetate, toți sunt pescari. Și, discutând pe drum, Isus îi face direct invitația de a deveni ucenicul său. Uh, nu ni se descrie reacția lui Filip, dar o înțelegem în discuția lui cu Nathanael noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. De aici reese că în discuția care a avut loc pe drum, discuție, erau, drumurile acestea de peregrinaj erau ocazii foarte frumoase de discuții teologice, Iisus a făcut pentru prima dată apel la profeție și la lege ca o demonstrație în favoarea misiunii lui. Și în același timp eh, ni se prezintă clar aspectul istoric al lui Iisus. Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Eh, pare ceva incredibil. Pe de o parte profeția, pe de altă parte coborârea în aspectul cel mai banal și mai eh, mundan al istoriei Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Eh, profeția trimite la Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif, eh, legea trimite acolo, asta este clar, dar uh, atunci când privești la Nazaret și la Iosif, deci se pare că Iosif era cunoscut și în cazul acesta, A, Iisus fiul Iosif, am auzit cumva de fiul Iosif și de istoria cu Maria, cu nașterea lui, uh, atunci când lucrul este adus în cotidian, în istoria de zi cu zi, pare incredibil. Și aici e un aspect care iarăși ne confruntă pe noi. Ce se întâmplă? Este mai ușor să îl vezi pe Dumnezeu în Biblie decât în viața de zi cu zi. Este mai ușor să pe Dumnezeu în experiențe de acum 2000 de ani sau o experiențe de la antipozi, filipine să zic, decât în viața de zi cu zi. Și marea uh, lucrare a lui Isus este tocmai să aducă uh, această, să, să, aducă cerul în părția lui Dumnezeu în cotidian, în viața noastră de zi cu zi, în banal dacă vreți. Fiindcă aici e exact ce urmează. Natalia a zis, poate și ceva bun din Nazaret, Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iar Jonathanel este chemat să, să, verifice. Dar întrebarea lui poate ieși ceva bun din Nazaret. Este foarte importantă pentru că aș vrea să poate ieși ceva bun din Nazaret sau poate ieși ceva bun din Ierusalim? Nu. Iisus Hristos ceea ce are bun nu este produsul culturii iudaice sau galene sau a Nazaretului sau a Ierusalimului. Este produsul împărăției lui Dumnezeu. Fiindcă în discuția cu Natanael, în care Iisus îi spune că îl cunoaște, și Filip întreabă de unde îl cunoaște, uh, Dante întreabă de unde îl cunoaște, și Iisus îi răspunde că l-a văzut în ochii. Deci o dovadă a puterii lui supranaturale, prima dovadă care mi se oferă că Iisus are ceva supranatural, natural, uh, ceea ce îl convinge pe Nathanael, și spune, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, Iisus răspunde la prejudecata lui. Trebuie să pentru că ți-am spus că te-am văzut în ochi, mă crezi, lucru mai mare decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat, îți spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și îngerii Dumnezeu suindu și coboruse peste fiul omului. Fiul omului este bun, nu fiindcă ai și din Nazaret, ci fiindcă ai din cer. Și ceea ce spune uh, Iisus lui este că de acum încolo e, perdeaua care separă pământul de cer, simbolizată prin perdeaua de la templu, este sfârșiată. E, poarta este deschisă. Diferența între sacru și profan, diferența între secular și religios, diferența între împărăția lui Dumnezeu și istoria este anulată. Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu poate să fie găsită la Nazaret, așa cum se poate fi la Ierusalim, la Roma, la Atena, la Corint și oriunde. Oriunde este Isus, acolo este împărăția lui Dumnezeu. Și motivul pentru care Isus a născut din Nazaret sau a, a, a crescut în Nazaret este ca împărăția lui Dumnezeu să coboare în orice loc, oricât de, de jos. Aici vreau să închei această săptămână cu o definiție pe care Iisus o dă aici împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este când va merge la cer, ci când cerul vine pe pământ și cerul deja a venit pe pământ. Natura împărăției lui Dumnezeu este spirituală și asta caută să ne demonstreze Evanghelia după Ioan. Nazaretul este în împărăția lui Dumnezeu, așa cum Chicago și New York și București și Madrid și orice alt loc este în împărăția lui Dumnezeu, atunci când vedem cerul deschis și îngerii lui Dumnezeu coborându-se și urcându -se peste fiul omului. Atunci când nu-l nu avem pe fiul omului, cerul este închis și împărăția lui Dumnezeu nu este și nu va fi și nu va fi găsită în niciun colț al Universului oricât am căuta. Vă mulțumesc, vom continua discuția săptămâna viitoare. La revedere!